fie în un număr mai mare, natural mai mare decât 3, deci mai mare este 4, adică mai mare sau egal 4, să se calculeze suma 2 plus 22 plus 222 plus 222 de n ori. Asta e oarecum standard, ia uitați. Păi, pe primul 2 îl scriu 2 plus 22 îl scriu 20 plus 2, adică 2 ori 10 la 1 plus 2. O să-i scriu așa, da? Plus 222 îl scriu 2 ori 10 la 2 plus 2 ori 10 la 1 plus 2, da? Pe 2 de 3, de 4 ori, 2 ori 10 la 3 plus 2 ori 10 la 2 plus 2 ori 10 la 1 plus 2 plus și așa mai de, ăsta e următorul număr, ăsta ultimul ce înseamnă? 2 ori 10 la n minus 1 plus 2 ori 10 la n minus 2 plus puncte, puncte, 2 ori 10 la 1 plus 2, da? Bun, câte de asta sunt n numere? Asta pot să o fac într-o grămadă de moduri, da? Uite, de exemplu, fiecare dintre, o să iau de la coadă la cap că să fie mai ușor de văzut în asta. Ia uitați, 2 pe lângă asta este o progresie geometrică, da? 1 plus 10 plus 10 plus 10, cât este suma unei progresii geometrice? Primul termen 1, o rația 10 la puterea câți termeni? De la 1 la n minus 1 sunt n minus 1 și cu primul n. 10 la n minus 1 pe 10 minus 1, da? La al doilea vine 10 în loc de n în minus 1, că o să aibă n în minus 1 cifre, da? Minus 1 pe 10 minus 1, plus puncte, puncte. Hai să o luăm aici. 2 ori, câți termeni are progresia? 1 plus 10 plus 10 la pătrat, 10 la a treia minus 1 pe 10 minus 1. Asta are 2 termeni progresia, scriu toate, în mod uniform. Iar asta are un termen, progresia, uite, pot să o scriu 2 ori 10 minus 1 pe 10 minus 1, nu? Că asta face 9 pe 9, 1 și îți rămâne 2. Egal cu, ia uitați, dau 1 pe 9 ăsta în factor de aici și cu 2 din față, da? Deci o să vină 2 pe 9 pe lângă cine? 10 la n scăzut 1 plus 10 la n minus 1 scăzut 1 plus bla 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 plus 10 la 1 scăzut 1, da? Ce-mi dă asta? 2 pe 9 pe lângă. Asta este o progresie geometrică din nou. Ia uitați, primul termen 10, o rația la n termen minus 1 pe rația minus 1, minus câți de al de 1 sunt? Păi de la 1 la n am n perechi din acesta, deci sunt n de al de 1. Deci o să vină 2 pe 9 pe lângă 10 pe lângă 10 la n scăzut 1 pe 9 minus n. E, acum trebuie să vedem cum să ne lipim de grile, da? Ca să vedem cum apar grilele astea. Uite. O am deja pregătit, da? Ia uitați, 2 pe 9. Când îți faci asta, cine este? 10 la n plus 1 minus 10, da? 10 la n plus 1 minus 10 pe 9 minus n, da? Deci răspuns corect